Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru învățătura noastră în această seară este în Psalmul 73. Citesc de la versetele 25 la 28. Psalmul 73, de la 25 la 28, însă vom acoperi întreg psalmul în timpul expunerii cuvântului. Pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca a inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd. Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât despre mine, fericirea mea este să mă apropiu de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Amin. Psalmul 73, un cuvânt inspirat de Duhul Domnului, rostit și scris prin Asaf, este o reflecție practică asupra mersului vieții. Și înainte de Asaf, uitați-vă la cartea Iov, și în vremea lui Asaf, și după Asaf, și în vremea noastră, oamenii n-au încetat să întrebe acest fapt pe care l-au văzut prin observație. De ce celui rău îi merge bine, pe când celui credincios de cele mai multe ori îi merg toate lucrurile pe dos, îi merge rău? Și Asaf este frământat de această filozofie a vieții, după cum sunt sigur că ești frământat și tu, sunt frământat și eu. Avem răspuns în cuvântul Domnului și de multe ori parcă nu ne satisface răspunsul acesta. Dar ce vorbește Dumnezeu trebuie să fie pentru noi o pricină de mângâiere, o pricină de bucurie, pentru că Dumnezeu vorbește adevărul și adevărul ne poate liniști inima și ne dăduiesc că și în seara aceasta și în ziua de astăzi, când auzi mesajul acesta, vei primi lumină la întrebările tale și sufletul tău și inima ta se vor liniști înaintea Domnului. Apoi, de asemenea, Asaf face o paralelă, un contrast mai degrabă între Dumnezeu și om. Primele două versete, el spune că Domnul este bun. Da, bun este Dumnezeu cu Israel și cu cei cu inima curată. Și într-adevăr, singurul care este bun cu desăvârșire este Domnul Dumnezeu. Este Iisus Hristos, este Duhul Sfânt. Apoi, în contrast cu Dumnezeu, Asaf spune, omul, chiar credincios fiind, de multe ori se arată slab. Pentru că în versetul 2, partea 1 spune, totuși era să mi se îndoaie piciorul. Și apoi mai este un adevăr despre om. Dacă este cineva care stă în picioare în orice vreme, inclusiv astăzi, cel ce stă în picioare nu stă de la sine. Stă în picioare pentru că îl ține Domnul. Și l-a ținut Dumnezeu. De ce va spune cuvântul Domnului, cine crede că stă în picioare, să ia seama bine
să nu cadă judecând pe alții și apăsând pe alții. Aceasta fiind introducerea, haideți să ne uităm împreună la un mesaj pe care l-am intitulat Credința care învinge îndoiala. Credința care învinge îndoiala. Vom privi la acest subiect din două perspective. Din perspectiva îndoielii și, bineînțeles, din perspectiva credinței. Și în primul rând, frați și surori, doamnelor și domnilor, trebuie să vedem din acest psalm că îndoiala se naște din observația vieții. Oamenii devin sceptici, oamenii devin îndoielnici, uitându-se în jur, observând anumite fenomene, observând anumite comportări, observând anumite stiluri de viață și făcând comparație. Versetele 3 la 12, tocmai acest lucru se întâmplă cu Asaf, de aceea, observând pe contemporanii lui și citind, bineînțeles, Asaf remarcă câteva lucruri care îl pun pe gânduri. Și anume, cei răi în exterior parcă nu-i atinge nimic. Versetele 3 la 5. Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți. Nesocotiți sunt cei răi, păcătoși. Când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. Deci, observația lui, pentru că am spus că îndoiala se naște din observația vieții, el se uită la oamenii răi și vede că exterior parcă pe aceștia nu-i atinge nimic. Îmi aduc aminte că eram copil și acolo în satul în care eu m-am născut mai erau și aceste două familii, vecini. Într-una din familii erau doi copii, două fete și în cealaltă familie nu era niciun copil, soț și soție. În familia aceasta cu două fete, tatăl lor, un muncitor harnic, a murit la mină. Și soția lui a rămas cu cele două fete, erau mai mici decât mine. Una avea acum 14 ani aproximativ și cealaltă avea 12 ani, a doua. Și într-o zi, întorcându-se de la școală, era toamnă, în satul în care m-am născut erau atunci foarte multe fructe. Au trecut ca de obicei pe lângă casa acestui vecin, care o ducea bine. O ducea bine. Cum am spus, copiii n-avea cu cine să-și împartă lucrurile, dar era de o răutate ieșită din comun. Avea niște meri foarte mari, încărcați cu mere, merele erau coapte acum și crengile mărului erau întinse peste gard. Și când fetele aceste două surori au trecut pe lângă casa vecinului și au văzut merele, au întins mâna să ia niște mere care o târnau acolo pe stradă. El, stăpânul, era acasă și le-a văzut. Când a văzut că a luat mere din mărul lui, a fugit ca un nebun, a ieșit în stradă,
pentru că era așa, mai izolați în sat. Și a prins-o pe cea mai mică, a reușit să o prindă pe cea mai mică, care a luat mărul, a trântit-o la pământ, s-a urcat cu genunchii pe ea și a început să o lovească și a bătut-o atât de rău și cu genunchii a frământat-o la pământ, încât i-a rupt coloana vertebrală. Și acum o țin minte, n-a murit atunci, dar s-a vindecat așa cu o cocoașă mare în spate, pentru că medical nu i-au mai putut face nimic, era destul de primitivă medicina ca să se ocupe de, mai ales de coloană vertebrală, a fost mirare că n-a murit și coloana vertebrală s-a vindecat așa ca într-o scară. Umbla foarte greu, vorbea foarte greu, a murit la 24 de ani complicații respiratorii. Însă fiind un mare membru de partid, cu relații, n-a pățit nimic. A nenorocit un copil pe viață și o familie. Și oamenii din sat se întrebau, dar cum? Și știți cum vorbeau la țară pe vremea aceea? Nu i-o făcut legea nimic, dar o să-l bată Dumnezeu pe ăsta într-o zi. Că nu se lasă Dumnezeu să nu facă dreptate. Ei, observații de felul acesta a făcut și Asaf. Cum, domnule? Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte, spune. N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. Și atunci când el se uită că îl slujește pe Dumnezeu și tot el nu are de ajuns, tot el suferă, tot în casa lui cineva e bolnav, tot ei sunt cu lipsuri, tot ei sunt mereu la spital, intră în îndoială, pentru că așa când observă din exterior lucrurile, aceasta îl descurajează. Apoi el observă lucrurile nu numai deci exteriorul, le observă fizic. Arată mai sănătoși decât credincioșii. Versetele 45 din nou. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime. Pe vremea lui Asaf, a fi construit bine, ca să nu spun gras, însemna sănătate. Uite ce roșu este în obraz, se spunea. N-au parte de suferință omenești, nu sunt loviți ca ceilalți oameni. Deci fizic, iarăși, le merge bine. Dar Asaf poate că e cocoșat, poate că e bolnav, ca și tine sau ca și mine, tot felul de tratamente și nimic nu dă rezultat, nici rugăciunile parcă nu își fac efectul. Lucrul acesta nu e să faci altceva decât să te depreseze, să te pună să ajungi în îndoială cu privire la credința ta. Așa s-a întâmplat și cu Ioan Botezătorul pentru câteva zile, pentru o perioadă. A spus despre vărul lui, despre Iisus Hristos. Este mielul lui Dumnezeu care ridică păcaturile lumii. Eu am fost trimis de Dumnezeu ca profet înaintea lui să-i pregătesc calea, să-l prezint la contemporanii mei și la lumea care va veni, că ăsta e Salvatorul. Are toată puterea în cer și pe pământ. Dar el lâncezește acolo în închisoare, îi se dă să mănânce din când în când dacă Irodiada este bine dispusă și omul cade în depresie. De cum de nu mai vine acesta despre care am spus că este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, este împlinirea profețiilor biblice, este Mesia, să mă scape.
Și tot la Irod îi merge bine. Și tot la casa lui, și tot la slujitorii lui. Apoi Asaf se uită, deci, pe lângă exterior, pe lângă fizic, se uită la starea lor lăuntrică, la starea lor internă. Nu se sfiesc să planifice rău și să asuprească. Și nu se tem. Versetele 6 la 8. De aceea, deci pentru că le merge bine și pentru că nimic nu se leagă de ei, de aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea, Hamas este aici, este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. În interiorul lor sfidează pe Dumnezeu. Dumnezeu, ce Dumnezeu? Dumnezeu este pentru lumea incultă, este pentru lumea simplă. Pentru mine, nu. N-am nevoie de Dumnezeu, mă descurc fără El. Și după cum observă Asaf aici, și nu trebuie să mergem numai la Asaf, însă el ne deschide mintea din perspectiva biblică. Uitați-vă în jurul nostru. La fel se întâmplă. Cine este mare și tare? Cine este mare și tare? Nu trebuie să dăm niciun nume, dar dacă te uiți în jur, se vede cine e mare și tare. Apoi, Asaf se uită la felul în care vorbesc. Vorbesc de parcă ei ar fi zei. Versetele 8 și 9. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire. Vorbesc de sus. Își înalță gura până la ceruri și limba le cutreiere pământul. Nu se sfiesc să fie vulgari, nu se sfiesc să spună că biserica nu face parte din lucrurile esențiale în societate, biserica este neesențială, nu se sfiesc să spună cine sunt, vă dau un exemplu pentru că ați auzit, cine sunt republicanii, de exemplu aici în America, spunea cineva mare și tare. Sunt cei care țin la Biblie, la arma lor și la religia lor. Niște deplorabili. Vorbesc de parcă ar fi zei. Și n-ai voie să-i contrazici, pentru că au dreptul să vorbească. Un amendament special din Constituție le dă dreptul să vorbească, iar tu dacă și din nou, când vezi aceste aspecte și compari cu cum vorbește un creștin, cum trebuie să vorbească un creștin, în comparație cu cel rău, cu cel necredincios, Asaf cade în îndoială. Și apoi să mai uită Asaf la încă un aspect, pe lângă cele pe care le-am amintit. Să uită la influența celui rău. Sunt populari și conduc masele de oameni. Masele merg după ei. Versetele 10 și 11. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice, ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Influențial, au putere asupra maselor. Și în societatea noastră se poate vedea lucrul acesta mai bine ca oricând. Uitați-vă, cine are influență mai mare? Mass media negativă. Și cine se ridică cu gura cea mai mare și cu influența cea mai mare? Niște oameni care, din perspectiva lui Dumnezeu, sunt niște oameni de nimic. Niște oameni de nimic. Pentru că au bani, pentru că au influență, se bat în piept. Însă caracterul lor este zero. Sigur, a murit Domnul Iisus și pentru ei. Dacă vor să se pocăiască, pot să fie mântuiți câte vreme sunt în viață. Însă dacă se pocăiesc, nu se mai pot comporta cum s-au comportat înainte.
Trebuie să schimbe caracterul, trebuie să schimbe viața, trebuie să schimbe vorbirea, trebuie să schimbe respectul față de societate, față de semeni. Să nu-i mai disprețuiască. Realitățile acestea pe care le observă Asaf și pe care cred că le-ai observat și tu în societatea în care noi trăim, îl descurajează. Și îl face să se îndoiască de eficacitatea credinței. Să se îndoiască de puterea lui Dumnezeu. Și să se îndoiască de implicarea lui Dumnezeu în viața credincioșilor, în viața bisericii. Așa conclude el în versetele 12 la 14. Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Degeaba dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Da, când se compară cu cei răi pe care îi observă că le merge bine, conduc societatea, influențează masele, sunt sănătoși, merg la școlile cele mai bune, în cartierele cele mai bune locuiesc, au casele cele mai mari, mașinile cele mai luxoase. Și zice, păi noi o să zicem că o să mergem să fim în raul lui Dumnezeu, să umblăm pe străzi de aur. Ce străzi de aur că aici nu ne putem trage picioarele din noroi? Ne sunt sparți și sparți păpucii și așteptăm străzi de aur. Se descurajează oamenii, se descurajează sfinții și cad în îndoială, ca și Asaf. Degeaba dar mi-am curățit eu inima, degeaba postesc, degeaba mă rog, degeaba citesc cuvântul Domnului, degeaba vin la biserică, nu văd nicio schimbare. Și sigur, cum spuneam, lucrul acesta aduce îndoială. Deci îndoiala, după Psalmul 73, prima parte, se naște din observația vieții în jur și comparații. Dar să ne uităm în al doilea rând, la al doilea aspect. Credința se naște din revelația lui Dumnezeu. Dacă observația personală te duce la îndoială, revelația sau descoperirea lui Dumnezeu te duce la credință care biruie și trece peste aceste lucruri pe care le-ai văzut și care te-au dezamăgit pentru o vreme, te-au decepționat. Nu uitați că la fel se întâmplă și în cartea Eclesiastu. Foarte mulți citesc cartea aceasta și nu o înțeleg. Și unii se duc până acolo că fac niște doctrine speciale din Eclesiastu, fără să înțeleagă ce este cartea Eclesiastu. Eclesiastul este, și a fost îngăduită de Domnul să fie pus în paginile Sfintelor Scripturi, este observația vieții de sub soare. Că spune acolo, mi-am propus să învăț tot ce se întâmplă sub soare. Și când înveți și te uiți numai de sub soare, este clar că nu vezi bine. Viața trebuie să fie văzută de deasupra soarelui, nu de sub soare. De deasupra soarelui, din perspectiva lui Dumnezeu. Pentru că dacă te uiți de sub soare, numai pe un plan așa, plan, orizontal, nu vezi departe. Dar dacă stai ca și vulturul pe munte și te uiți în jos, vezi ce se întâmplă jos. Și atunci nu-ți mai propui să cunoști tu ce se întâmplă sub soare, îți propui să cunoști ce revelează Dumnezeu de deasupra soarelui în legătură cu viața de pe pământ. Și când vorbești din perspectiva lui Dumnezeu, nu mai zici ce ai spus până acum. Cine știe dacă sufletul omului merge în rai și sufletul câinelui merge în pământ?
Amândoi mor, amândoi merg acolo, zice el, de sub soare. O observație cum nu se poate mai nepotrivită, mai neînțeleaptă, ca să nu folosesc alt termen. Însă când te uiți din perspectiva lui Dumnezeu, când Dumnezeu ți se revelează, începi să vezi realitatea și să capeți credința care să învingă îndoiala. Restaurarea noastră vine odată cu observarea influenței noastre asupra celor credincioși. Deci primul lucru pe care trebuie să-l iei în seamă ca om credincios este să fii conștient de influența pe care o ai tu asupra celor credincioși. Auzi ce zice Asaf. Dacă aș zice, versetul 15, vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. Asaf își dă seama și zice, dacă eu mă comport ca și cei răi și sunt considerat profet în casa lui Dumnezeu, om cu influență în casa lui Dumnezeu, lider în casa lui Dumnezeu, dacă eu mă comport ca cei răi, greșeala pe care o fac este că influențez în rău poporul Domnului. Și atunci Asaf își dă seama că restaurarea continuă când întâlnim pe Domnul în casa lui. Versetele 16 și 17. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost ruda, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Dumnezeu locuiește în casa lui și când vii în prezența lui Dumnezeu, este cu neputință să nu-ți vorbească un cuvânt al lui Dumnezeu. Este cu neputință. Și în casa lui Dumnezeu învățăm despre adevărul final al tuturor lucrurilor. Acolo învățăm, aici învățăm viitorul etern al celor răi, versetul 17. Și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Și învățăm despre nimicirea memoriei celor răi. Sunt ștergi de pe fața pământului, ștergi din memorie. Da, tu îi pui în locuri alunecoase și îi arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă. Sunt pierduți, prăpădiți, printr-un sfârșină prasnic. Ca un vis la deșteptare. Așa le lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea ta. Cei răi au fost influenți. La unde li s-a păstrat numele? Pentru că au rămas în istorie. Cum este Nero, cum este Alexandru Macedon, cum este Hitler, Hussein, Ceaușescu. Dar numele lor este un nume care nu mai este lăudat acum. Este un nume de tristă faimă. De tristă faimă. Memoria lor și teama care o inspirau s-a dus. S-a dus, spune cuvântul Domnului. Și Asaf învață încă ceva despre restaurare. Că restaurarea continuă cu mărturisire, dacă te mărturisești. Și mărturisirea pe care o face Asaf are trei dimensiuni. Negativ, deci un aspect negativ în mărturisirea lui Asaf. Spune, când vorbeam ca cei răi, mi-este rușine, dar trebuie să admit, gândeam ca un animal fără minte. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, versetul 21 și 22, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Sunt grele cuvintele acestea, dar trebuie să-i spui Domnului în mărturisirea ta, Doamne, am fost fără judecată. Am fost fără minte în lucrurile pe care le-am gândit și le-am săvârșit.
Mărturisirea mea și mărturisirea ta trebuie să cuprindă acest aspect. Pentru că aceasta este realitatea. Apoi, pozitiv, mărturisirea noastră trebuie să arate măreția lui Dumnezeu. Versetele 23 la 26. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Deci, Asaf descopere un lucru pe care l-a uitat, l-a scăpat. Că în toată perioada aceasta în care se amăra și se compara și vedea din perspectiva celor răi, a observat că el tot cu Domnul era, în sensul că Domnul era cu el. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, pentru că de nu mă țineai de mână, pieream, luam decizii care nu mă onorau și nu te onorau. Mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Deci în final, nu te duci într-un loc ca și cel rău, ci în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcere în nimeni decât în tine. Da, experiența vieții poate să fie una tristă, spune Asaf. Carnea și inima pot să mi se prăpădească. Da, pot să prăpădească. De ce? Pentru că Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Asta este măreția pe care o vede Asaf. Vede, deci, în mărturisirea lui negativ, pozitiv, și apoi vede realitatea. Realitatea este aceasta. Da, în viață trăim lucruri, experiențe negative. Trăim probleme care, pentru moment, poate ne descumpănesc, dar nu ne duc, nu trebuie să ne ducă în îndoiala aceea în care să ne despartă de Dumnezeu și să întoarcem spatele lui Dumnezeu. Pentru că, vedeți, noastră, avem două mari probleme. Odată este problema despre care vorbește Asaf, comparativ, când ne uităm la cei din jur, la cei răi și lor le merge bine, iar nouă, tot cu probleme, tot cu probleme și suntem copiii Domnului, unii zic, păi atunci mă duc și eu. Mă duc și eu. Ca și cei răi. Că nu m-am bucurat de nimic încă pe pământ. Noi exagerăm în vorbirea noastră. Asta este problema numărul unu pe care o observăm. Ori, cealaltă problemă, dacă suntem bine, binecuvântați, avem tot ce ne trebuie sau avem mai mult decât ne trebuie, iară cădem în greșeală. Să uităm pe Domnul. Deci adversitatea, necazul, opoziția, totuși ne întorc spre Dumnezeu, să strigăm mai mult la Dumnezeu. Când avem tot ce ne trebuie, ne uităm la ce avem, nu ne uităm la cine ne-a dat lucrurile. Și pericolul e mai mare atunci când ne punem încrederea în daruri și nu în dătător. În daruri și nu în dătător. Însă dătătorul tuturor darurilor bune și desăvârșite este Dumnezeu. Și tot ce avem bun este de la Dumnezeu. Și Dumnezeu nu dă lucruri rele. Chiar dacă experiența ta sau a mea, cum zice Asaf, mi se prăpădește carnea, uite în ce boală, uite în ce neputință, uite în ce cancer am ajuns, uite în ce suferință am ajuns, uite prin ce operație am trecut, mi se prăpădește. Da, s-ar putea să trec pe acolo. Însă finalul este că Domnul este partea mea de moștenire. Aceasta este mărturisirea mea. Și lucrul acesta mă face să nu-mi pierd credința și să trec peste îndoială, să trec peste amărăciune și să trec peste depresie. Oamenii mă vor decepționa, chiar frați și surori, eu voi decepționa poate pe mulți, dar cel ce nu decepționează niciodată pe nimeni este Dumnezeu. Este Iisus Hristos care a murit pentru noi și ne-a iubit și ne-a făcut bine. Este Duhul Sfânt care în fiecare zi ne ridică și este cu noi. Căci dacă s-ar fi uitat la noi și la stilul nostru de viață, ar fi plecat de mult de la noi după sfințenia Lui.
dar s-a uitat la noi cu milă. S-a uitat la noi cu dragoste. Exact cum zice Asaf. Însă eu eram totdeauna cu tine, în toată perioada asta de timp. De ce n-am căzut de-a binelea? Pentru că tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Când te ține Domnul de mână, nu cazi. Când îl ții tu pe Dumnezeu de mână, poți să cazi. Este ca și în experiența cu copiii, cu nepoții. Spui, dă-i mânuța la bunul. Și-o întinde, dar nu te lasă să-l prinzi de mână, să te prinde el de mână. Pentru că dacă sau ea, că dacă te prinde el sau ea de mână, se poate desprinde când vrea și fuge unde vrea. Dar dacă îl ții tu de mână, nu mai poate pleca. Nici nu cade. Ei, Dumnezeu ne ține de mână. De nu ne ținea până acum de mână, ne prăbușeam în îndoiala noastră, dar ne-a ținut de mână ca să nu ne se piardă credința și să vedem în final că viitorul nostru, chiar dacă aici avem experiența care o avem, viitorul nostru este unul glorios. Vom fi cu Domnul, vom fi ca Domnul, pentru că îl vom vedea față în față, glorie Lui. Prin urmare, frați și surori, doamnelor și domnilor, îmbărbătați-vă și încurajați-vă cu cuvântul acesta. Poate că tu treci prin amărăciune, prin îndoială, în perioada aceasta de timp, te uiți în jur și nu poți să înțelegi de ce se întâmplă, ce se întâmplă, însă Domnul mi-a pus pe inimă cuvântul acesta ca să-ți vorbească Domnul, că Domnul te iubește. Uită-te la El. Uită-te la El că El te ține de mână și uită-te la El că înseamnă că ești iubit, sunt iubit. Să te țină Domnul de mână este un lucru binecuvântat. Doamne, ia-ne pe toți de mână și nu ne lăsa pe niciunul dintre noi să te ținem noi de mână. Ține-ne Tu, așa cum zice și una din cântările noastre. Ține-mă în mâna Ta.